De astăzi, copiii cu vârstele cuprinse între 12 și 15 ani se pot vaccina anticovid. Imunizarea se va face cu vaccinul Pfizer, fiind singurul ser autorizat pentru această grupă de vârstă. Tot de astăzi, părinții pot programa copiii la vaccinare pe platforma online sau pot merge la centrele din județ fără programare. De astăzi, copiii cu vârsta cuprinsă între 12 și 14 ani se pot vaccina anticovid cu vaccinul Pfizer. Aici, în Drobeta Turnu Severin, singurele centre unde aceștia se pot vaccina sunt la stadionul municipal și la sala polivalentă. Copiii cu vârsta între 12 și 15 ani se pot vaccina anticovid cu serul Pfizer. Acest vaccin este singurul autorizat de Agenția Europeană a Medicamentului pentru Copii. Părinții pot programa copiii pentru vaccinare pe platforma online. Imunizarea se poate face și fără programare la centrele de vaccinare, la medicul de familie sau în cadrul maratoanelor organizate, în cazul în care dețin acest tip de vaccin. Vaccinarea se va face numai și numai cu acordul părinților. Dar practica arată că acei părinți care s-au vaccinat ei înșiși vor fi de acord și cu vaccinarea propriilor copii. După studiile, mai ales ale firmei Pfizer, dar și Moderna face aceste studii, arată că rata de îmbolnăvire și mai ales de vehiculare a virusului scade foarte mult la copiii vaccinați. Au fost cazuri multe de îmbolnăvire, mai ales pentru copii cu aceste vârste? Nu, au fost puține cazuri. Copiii sunt într-un fel protejați natural de infecție cu acest virus, dar ei pot transporta acest virus, pot fi vehicul pentru virus și îl pot duce acasă la părinți, la bunici, la rude. Copiii, într-adevăr, fac forme mult mai ușoare sau nu le fac deloc. Copiii se pot vaccina la centrele unde imunizarea se face cu Pfizer. În Mehedinți, astfel de centre sunt în Drobeta, Turnu Severin, Orșova, Baia de Aramă, Strehaia și Vânjumare.